Elisabeta i s-a născut vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță, de scris, și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate lucrurile acestea. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să reocupați locurile. Sunt bucuros în dimineața aceasta să fiu din nou cu Biserica Elim. Sunt bucuros să fiu cu cele trei familii care își aduc copiii la binecuvântare. Familia Călini, familia Culda și familia Cristia. Pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui Alin care mi-a făcut această invitație să fiu împreună cu voi astăzi, să am un cuvânt. Am primit-o cu toată smerenia și mă rog Domnului ca Dumnezeu să vorbească în această zi și să dea niște direcții pentru felul în care ne privim copiii, pentru felul în care ne raportăm la ei și pentru felul sau situația prin care noi privim copiii noștri, dezvoltarea lor și viața lor. Dragii mei, de multe ori uitându-ne la copii, ne formăm despre ei anumite păreri. De exemplu, dacă ați fi cetățeni norvegieni și ați avea un copil în familia dumneavoastră, acolo vi se va spune, în momentul în care ridicați certificatul de naștere, că acei copii pe care i-ați primit în familie sunt proprietatea statului. În familia voastră se nasc, pe numele vostru sunt trecuți, dar în evidență ei nu sunt proprietatea voastră și sunt a statului. Drept dovadă, când se întâmplă anumite momente în care părinții poate nu veghează sau nu respectă legile în totalitate ale statului respectiv, statul își ia înapoi bunurile. Noi suntem astăzi în America, într-o țară mai liberă, dar totuși se pune întrebarea, cum ne raportăm la copiii noștri? Ai cui sunt ei? Ce se va întâmpla cu ei? Aș vrea să răspund la această întrebare din acest pasaj, din viața lui Ioan Botezător, din felul în care părinții lui s-au raportat la el. Aș vrea să răspund la această întrebare, prin trei răspunsuri. Primul, copiii care ne sunt dați de către Dumnezeu, ne sunt dați în administrarea noastră și nu în stăpânirea noastră. Adică nu sunt nici ai noștri, nu sunt nici ai statului neapărat, ci ei ne sunt dați în administrare. La nașterea lui Ioan Botezătorul, Biblia spune că au venit neamurile. Și rudele, și vecinii, și tot satul, și toată zona aceea muntoasă s-a pus în mișcare și au venit oamenii și au zis, cum îi punem numele. Cum a și pe la voi probabil au trecut rudele așa în vizită când au aflat că o să mai vină un copil și toți au dat cu părerea, da? Asta e prima întrebare, sau a doua, ce va fi, fetiță sau băiat? Și următoarea întrebare imediat, care-i numele? Toți ați ales nume frumoase, Elizabeth, Caleb, Sephora, nume foarte frumoase. Dar asta e o întrebare care ne marchează de multe ori, care provoacă un subiect de discuție. Cum va fi numele? Conform tradiției evreiești, primul născut al familiei, moștenitorul, trebuia să moștenească numele tatălui. Și vecinii când au venit și rudele când au venit, pentru ei răspunsul la întrebarea aceasta era unul clar. Se va numi? Cum? Se va numi Zaharia, ziceau ei, după tatăl lui. Elisabeta și Zaharia s-au uitat la ei și au spus, nu se va numi așa.
Răspunsul acesta a fost marcant pentru vecini, a fost neașteptat. Cum adică să nu se numească? Așa trebuie, așa este tradiția, așa este obiceiul. Nu. El se va numi Ioan. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că el, copilul acela, este proprietatea Domnului. Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu l-a promis, Dumnezeu a avut un plan cu el, Dumnezeu a avut o voie cu privire la viața lui și Dumnezeu și-a dus voia mai departe. Și oamenii aceștia au înțeles că copilul lor este pus deoparte pentru Dumnezeu. Oare înțelegem noi astăzi că nu suntem stăpânii, proprietarii copiilor noștri? Societatea, istoria, exemplul părinților noștri ne-au făcut să credem că copiii sunt proprietatea noastră. Măcar odată ați auzit minunată acea expresie românească, eu l-am făcut, știți continuarea, nu? Măcar odată ați auzit expresia aceasta. Noi nu știm să ne uităm la copiii noștri ca fiind copiii Domnului, noi putem vedea uneori ca niște creații a lui Dumnezeu ce sunt, ci noi ne raportăm la ei ca niște proprietăți private, numai pentru faptul că am ajuns pe pământ înaintea lor. Nu înseamnă că le suntem în vreun fel superiori. Doar pentru faptul că suntem mai experimentați în viață, că am avut mai mult de-a face cu dimensiunea aceasta fizică a vieții, nu înseamnă că avem un sentiment sau ar trebui să avem un sentiment de superioritate. Uneori unii părinți se consideră chiar dumnezeii copiilor lor, uitând că li s-a dat onoarea de a avea grijă de ei, de a-i îndruma, de a-i sprijini și de a-i ghida prin hățișurile acestei lumi. Dragii mei, vă întreb astăzi, cum îi privim pe copiii pe care îi avem? Hai să vă dau câteva exemple biblice de oameni al lui Dumnezeu și de felul în care ei și-au privit copiii. 1 Samuel 1, versetul 22. Ana, o femeie a lui Dumnezeu care a plâns mult și s-a rugat Domnului să primească un copil. În versetul 22, după ce îl primește, se uită la bărbatul ei și zice: când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Dar m-am rugat pentru el, dar aveam planuri cu el, dar am vrut să petrec mult timp împreună cu el, dar am vrut să mă bucur de el. Îl voi duce înaintea Domnului ca să fie acolo pentru totdeauna. Știți că se pune întrebarea aceasta de multe ori și se punea în special când era generația mea, eram mici în România. Cum în America nu cred că se mai pune prea mult la copii. Dar era întrebarea aceasta: mă, tu ce vrei să te faci când o să crești mare? Ați auzit-o, nu? De multe ori ați auzit-o. Acum eu am auzit răspunsuri de genul: eu o să mă fac, când o să cresc mare, o să mă fac ce vrea tata. Asta e o formă de stăpânire asupra copilului. Fata mea nu este pregătită să se mărite, mi-a zis cineva. Și am întrebat: dar câți ani are? Eram pe sat în România. Și mi-a zis: 30. Asta e o formă de stăpânire, dragii mei. Băiatul meu nu este capabil să-și ia un job, să se întrețină. Dar câți ani are? 27 și stă cu mine acasă și mă ocup de el mai departe. Forme de stăpânire sunt ai noștri, îi ținem dependenți de noi. Dacă cumva se mută mai departe, vrem să fim și noi, frate Dan, nu mă refer la dumneatale, că mi-ai spus un secret pe bancă, vrem să ne ducem aproape de ei. Dacă se mută chiar într-o altă zonă a orașului, acolo trebuie să locuim și noi, la două case depărtare, să fim cât se poate de aproape de ei. Iubiții mei, din nefericire, la un anumit moment al vieții, ei pleacă la școală, se mută într-un cămin, se căsătoresc, ne fac cu mâna și singurul nostru angajament înaintea lui Dumnezeu pentru ei este să-i susținem în continuare în rugăciune. Amin. Copiii noștri sunt proprietatea Domnului, noi primim de la Domnul, îi luăm și punem înapoi pe brațul Domnului. Și spunem: da, Doamne, ne-ai dat spre administrare, le dăm de mâncare, îngrijim de ei, ne rugăm pentru ei, le oferim toate cele necesare vieții, dar de copiii ăștia tu trebuie să te ocupi și să te bucuri. Slăviți să fie numele Domnului! Al doilea lucru, al doilea răspuns la această întrebare, cum ne raportăm la copiii noștri, ar trebui să fie următorul. Copiii noștri trebuie să se dezvolte personal, nu trebuie să fie copiile noastre fidele. Luca 1 cu 76 și 77. Când este promis acest copil, când părinții se roagă pentru el,
Ei au următoarea remarcă înaintea Domnului. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Zaharia nu a vrut să facă din el preot. Noi avem o boală, cel puțin păstorii români. Dacă noi suntem păstori, să fie și copiii noștri, mai ales dacă sunt băieți. Nu știu ce te-ai rugat tu până acum. Mai ales dacă sunt băieți, să fie și băieții noștri, păstori, nu? Să ducem mai departe în familie, așa, să predăm ștacheta. Noi vrem să devenim, sau copiii noștri să devină ce am devenit noi. Dacă ești un bun broker, dacă ești un bun medic, dacă ești un bun inginer, încerc să proiectezi în viața copiilor tăi aceeași direcție. Sau mai rău, dacă cumva ți-ai propus să ajungi ceva în viață și nu ai reușit, atunci faci tot posibilul să proiectezi în viața copilului tău o asemenea direcție. Și eu n-am fost bun la chimie și n-am fost bun la matematică și n-am putut învăța la școală, dar copilul meu va fi un foarte bun profesor de matematică și îl duc la meditații și tocesc mintea și investesc în el și îl pedepsesc și fac tot ce ține de mine să-l fac matematician. Că asta a fost dorința mea pe care n-am putut să o duc la îndeplinire. Avem tendințe de a proiecta în copiii noștri nerealizările noastre și de a-i forța să le transforme ei în realizări, să ne bucurăm măcar de ei. Dragii mei, orice om se naște cu anumite înzestrări, cu anumite daruri, cu anumite talanți, cum spune Biblia, sunt native, fiecare are o aptitudine prin naștere, pe care le poate perfecționa pe parcursul vieții. Și sunt alți oameni care își dezvoltă daruri, alte daruri pe parcursul vieții, le deprind, nu sunt native, sunt prin deprindere. Dacă copilul tău nu este înzestrat nativ cu anumite lucruri, indiferent cât ai investi și ce ai face și cât ai vrea să-l duci în direcția aceea, o să produci multă frustrare în el, multă frustrare în familie și multă frustrare în casă. Dar dacă Dumnezeu îți dă înțelepciune să vezi felul în care Dumnezeu a investit în el, felul în care Dumnezeu l-a creat, felul în care Dumnezeu vrea să se dezvolte, ce plan are cu privire la viața lui și îl direcționezi în direcția aceea și te lupți, investești ca copilul tău să se dezvolte potrivit cu investiția lui Dumnezeu în el. În cazul acesta, cu siguranță, copiii se vor dezvolta, se vor maturiza, vor ajunge să fie oameni mari, oameni maturi, oameni care să fie util pentru societate, pentru familie și dacă Dumnezeu se îndură de ei și pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți, să fim sensibili la investiția pe care Dumnezeu a pus-o. M-am întâlnit odată cu un băiat. Eram într-o tabără aici în America, nu dau mai multe detalii. Și mi-a zis, vreau să mă mărturisesc, să am o discuție cu tine. Și am avut o discuție cu el. Am înțeles inima acelui băiat. A zis, părinții mei mi-au cumpărat o trompetă, au dat mulți bani pe ea, poate mii de dolari. M-au dus de mic și m-au forțat și m-au bătut și din nou m-au dus și din nou. M-am chinuit toată viața până acum cu trompeta aia. Săptămâna asta am luat-o și am dat odată cu ea de asfalt, jos, și am făcut-o praf. Și acum ce să le spun lor, că au dat mulți bani? Niciodată n-am iubit-o, a fost o forță. Dar am vrut să învăț pian. Am vrut să învăț. Mi-a plăcut mie. Am încercat singur, nimeni nu mi-a dat niciun ban, nicio lecție. Mi-a plăcut foarte mult pianul, n-au vrut să-mi cumpere pian. Am învățat cu prietenii când ne întâlneam cât de cât. Cânta destul de bine, se vedea că are în el, nativ. Niciodată părinții n-au vrut să-l direcționeze, să-l ajute. Oare care e diferența dacă cânți la pian sau dacă cânți la trompetă? De ce uneori vrem și suntem forțați să-i ducem pe o anumită direcție? Și din perspectivă spirituală, copiii noștri trebuie să se dezvolte. Noi nu putem proiecta eșecurile sau biruințele noastre spirituale în copiii noștri, ci putem doar să le împărtășim și să le oferim un exemplu spiritual. Niciodată nu pot aștepta de la copiii mei să fie oamenii lui Dumnezeu dacă nu o să mă vadă acasă dându-le un exemplu personal. Cred că sunteți de acord, părinți care sunteți aici. Dacă nu o să te vadă copii odată pe genunchi seara și tu le zici, frate, mereu să vă rugați în camera voastră. Dacă nu te vede vreodată cu Biblia deschisă citind și tu zici, du-te și memorează versetul pentru școala duminicală.
Dacă nu te vede vreodată stând în părtășie cu Domnul și tu să ai de la El pretenția să fie în părtășie, dragii mei, nu se poate asta. Nu putem să proiectăm ceva în ei ce noi nu suntem. Nu putem să avem așteptări de la ei ceea ce noi nu suntem. Nu se poate, asta este imposibil. Este un exemplu fals pe care vrem să-l dăm copiilor noștri. Mă rog ca noi care suntem părinți sau bunici aici să dăm un exemplu spiritual în viața copiilor noștri. Un exemplu spiritual. Când vin la biserică tinerii care sunt aici pe scenă să știe că părinții mei acasă mi-au arătat prin viața lor, prin experiența lor, mi-au arătat relația cu Domnul. Mi-au arătat calea cum să ajung în părtășie cu Domnul. Judecători, capitolul 13 cu versetul 8. Omului Dumnezeu Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune și a spus în felul următor: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce trebuie să facem pentru copilul care se va naște. Apoi în versetul 24 Biblia spune că femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Înainte exemplu spiritual, omului Dumnezeu la ei în casă, rugăciunea la ei în casă, vine copilul și Dumnezeu îl binecuvintează. Versetul 25, un copil crescut în chemarea Domnului pentru el, în aptitudinile pe care Dumnezeu l-a investit în el, omul acela ajunge să-și împlinească chemarea. Versetul 25, și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țoria și Eștaol. Dumnezeu a avut o direcție, Dumnezeu a avut un plan, Dumnezeu a avut o chemare, Dumnezeu a investit și părinții l-au lăsat pe Dumnezeu să investească în continuare în viața copiilor lor. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, vreau să am un mesaj scurt pentru că urmează și binecuvântările în dimineața aceasta. Al treilea răspuns, cum ne raportăm la copiii noștri? Copiii sunt un dar de la Domnul, de aceea trebuie tratați ca atare. Îngerul i-a zis, versetul 13 din capitolul 1, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta îți va naște un fiu și tu îi vei pune numele Ioan. Psalmul 127 cu versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Cea mai mare investiție pe care o facem în viața aceasta este investiția în copiii noștri. Iubiți frați care locuiți în America și care aveți vieți binecuvântate și bune, nimic nu trebuie să concureze în viața voastră cu copiii pe care i-ați primit de la Domnul. Nimic. De multe ori uităm că ei sunt darul Domnului. Uităm să le acordăm suficient timp, suficient atenție. Uneori uităm să le acordăm suficientă dragoste, suficientă educație și compensăm prin cadouri. N-am avut timp de tine, dar ți-am adus ceva. N-am avut timp să te ascult săptămâna asta, n-am avut timp să-ți dau un sfat, n-am avut timp să fac o rugăciune seara cu tine, dar ți-am cumpărat ceva. Dar te duc sâmbătă undeva, dar o să te las, ți-aduc prietenii acasă, over, sleep over, să-ți închid gura, să nu mai comentezi, să nu mai pretenții, să nu mai spui nimic. Nu-i cumperi. Chiar dacă le reduci vocea la tăcere pentru câteva minute, nu le vinde sufletul niciodată așa. Niciodată nevoia de părinte nu va fi împlinită prin indiferent câte cadouri fizice le vei oferi copiilor tăi. Am citit o rugăciune care m-a marcat. Se numește Rugăciunea unui copil. Și vreau să o citesc înainte să închei mesajul în dimineața aceasta. Într-o seară, un copil s-a rugat în felul următor. Doamne, în această seară îți voi cere ceva special. Te rog, transformă-mă într-un televizor și ajută-mă să fiu în locul lui. Vreau să simt ceea ce trăiește televizorul în casa mea. Aș vrea deci să am o încăpere specială numai pentru mine și să pot strânge în jurul meu pe toți membrii familiei mele. Să fiu luat în serios atunci când vorbesc, să fiu în centrul atenției și tot să dorească să mă asculte fără să mă întrerupă sau să-mi pună întrebări. Aș vrea să simt grija specială pe care o primește televizorul când ceva nu funcționează cum trebuie.
și să fiu în compania tatălui meu atunci când ajunge acasă, deși este obosit de la muncă. Și mama să mă caute când este singură și plictisită, în loc să mă ignore. Și frații mei să se certe pentru a fi cu mine. Și să pot să-i distrez pe toți, uneori chiar fără să le spun nimic. Aș vrea să trăiesc senzația că lasă totul deoparte pentru a petrece câteva momente alături de mine. Doamne, nu-ți cer multe. Doar să am parte de ceea ce trăiește orice televizor. Sau mai nou, telefon mobil. Te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, cum îți tratezi copilul? Cât investești în el? Câtă dragoste, câtă energie, cât timp, câtă pasiune? Da, am fost la atâtea mormântări și aici în Phoenix și în România și observ că toți plecăm în același fel. Doar că poate sunt mai multe coroane sau mai puține. Dar cât am muncit tot granitul pe care l-am pus pe countertop-urile noastre, toate casele de multe mii de square feet, toate mașinile scumpe, aici rămân. Te întreb, cum îți tratezi copilul? Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să înțelegem că am primit daruri binecuvântate de la Domnul, să avem grijă de ele. Amin. Preobiților, urmează momentul festiv de dedicare a copiilor. Invit fanfara să laude pe Domnul și în timp ce fanfara cântă această cântare, invit familiile Cristia Damari Samuel, Becky Cristian Culda, Lidia Alin Călini să vină pe stage aici cu copilașii. Invit următorii lucrători care vor oficia această binecuvântare. Pentru familia Cristea invit să citească textul fratele păstor Sărăjan și se va ruga fratele păstor Junc. Pentru familia Alin și Lidia Călini va citi textul fratele George Puraci și se va ruga fratele Rusneag. Pentru familia Culda, pentru Caleb, va citi textul fratele Petraș și se va ruga fratele Alin Călini. Cântă fanfara și în acest timp invit familiile și lucrătorii să veniți în față.
vis să ne ridicăm în picioare față lor și după fiecare propoziție de binecuvântare, după fiecare benedicțiune, v-am vis pe toți să spunem tare, amin. La fiecare copilaș, unul din fața lucrătorului va citi textul, se roagă următorul și următorul. Domnul să asculte rugăciunile. Amin. Să citim cuvântul Domnului, care se găsește la Numeri, capitolul 6, formula de binecuvântare. Pentru Sefora Damaris, a venit Sefora Damaris la adunare, Domnul să binecuvânteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Sefora Damaris. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Sefora Damaris. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Sefora Damaris. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Doamne Tatăl nostru, venim înaintea Ta și aducem pe micuța Sefora Damaris înaintea Ta, cerând ca Tu să o binecuvintezi. Iată, Doamne, ea se găsește în ziua de astăzi, pentru prima dată aici, în locul acesta, de aceea Te rugăm în mod deosebit ca Tu să o binecuvintezi. Știm, Doamne, căci Tu dorești ca să faci lucrul acesta. Tu ai cerut și copiilor lui Israel în vechime să facă lucrul acesta. Apoi știm, Doamne, că și Domnul Iisus Hristos a fost acela care s-a oprit din lucrarea Sa și s-a rugat și a binecuvântat pe copilași. De aceea Te rugăm să o binecuvintezi pe micuța Sefora Damaris, să o crești mare, să o crești sănătoasă, să-i dai putere, să-i dai înțelepciune, să-i dai credință, Doamne, să te poată sluji pe Tine atunci când va ști ca să deosebească binele de rău. Te rugăm ca să-i binecuvintezi părinții, să le dai putere, să muncească, să o crească pe Sefora Damaris aproape de Tine, să o învețe din cuvântul Tău și astfel cu toții să putem slăvi numele Tău și să putem să Te slujim pe Tine. Amin. Urmează să pun numele Domnului peste micuțul Caleb. Caleb și Iosua au fost cei care au intrat în țara promisă și în urma binecuvântării dorim ca Domnul să facă acest lucru și cu micuțul Caleb. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Caleb. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Caleb. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Caleb. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Tată Sfânt din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta cu Caleb, Doamne. Îl punem în brațele Tale, îl binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos, îl dedicăm lucrării Tale, Tată din ceruri, în numele lui Iisus Hristos, Te rog să-Ți întinzi mâna peste Caleb, Doamne, să-i binecuvintezi ființa lui, Te rog să-l binecuvintezi trupește, Doamne, să-l binecuvintezi cu sănătate, Tată, să-l binecuvintezi cu înțelepciune, Doamne, să-i dai sănătate în trupul lui din moment
momentul acesta, Doamne, până la bătrânețile lui, să fie un om sănătos, să fie un om puternic, Doamne. Dă-i, Doamne, putere să doarmă bine, dă-i, Doamne, sănătate să mănânce bine, să crească frumos, în, Doamne, în prezența părinților, a bisericii și în prezența Ta, Tată din ceruri. Te rog să-l binecuvintezi cu binecuvântările cerești și pământești, Doamne, să-i dai harul Tău în tot ceea ce face, oriunde va întinde mâna, oriunde își va pune mâna acest copil. Harul Tău să fie peste el, Tată din ceruri. Binecuvântările Tale, protecția Ta, Doamne, providența Ta, Doamne, suveranitatea Ta. Cerul să-l recunoască ca un copil al lui Dumnezeu. Te rog, sfințește-l, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Spală-l în sângele Său, Doamne. Botează-l în apa botezului și umple-l cu Duhul Sfânt, Tată. Fă din el un lucrător al Tău, acolo unde îl vei chema. Și voia Ta să se facă prin acest copil, Doamne, la fel cum s-a făcut și prin Caleb. Îți mulțumim pentru el, Doamne, binecuvântăm familia lui, binecuvântăm părinții, Doamne, dă-le și lor sănătate, dă-le înțelepciune să-l crească, dă-le har, Doamne Dumnezeule, dă-le tot ce au nevoie să crească acest copilaș. Și noi, Tată din cerul, cu biserica întreagă, îi binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și te rugăm să faci și tu la fel. Amin. Amin. Dragi băieți, ce surioară aveți, a? V-ați îmbrăcat în roz în cinste. Domnul să vă asculte, să vă întărească, să fiți frați mari pentru ea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Elizabeth Lydia. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să îndure de tine, Elizabeth Lydia. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea, Elizabeth Lydia. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi binecuvânta. Domnul să o binecuvânteze pe Elizabeth Lydia. Amin. Amin. Tată din ceruri, vine înaintea Ta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. În clipa aceasta țin pe brațele mele pe Elizabeth Lydia, Doamne, și am adus-o înaintea Ta, Doamne, și ți-o închin ție, Doamne. În clipa aceasta, Doamne, ochii Tăi să privească asupra ei, Doamne. Amin. Zi și noapte, ochii Tăi, Doamne, să fie asupra ei. Amin. Și garda de îngeri să o crotească, Doamne, Dumnezeule. Doamne, ți-o ridic ție, Doamne, Dumnezeule slavei. Că știu, Doamne, că ce binecuvântezi Tu rămâne binecuvântat pentru totdeauna, Doamne. Noi putem vorbi multe lucruri, dar Tu ești Dumnezeu care binecuvântezi, Doamne. Amin, amin. În clipa aceasta mă rog, Doamne, ca Elizabeth să fie binecuvântată de Tine, Doamne. Doamne, binecuvântările care le cer, Doamne, te rog să le primești, Doamne, Dumnezeu, și să binecuvântezi. Dar eu știu, Doamne, că Tu vei binecuvânta și mai mult decât mă întorc eu în dimineața aceasta. Pentru că Tu ești Dumnezeu în care noi ne încredem, Doamne. Tu ai binecuvântat copiii lui Israel, Doamne. Tu, Iisuse scumpe, ai binecuvântat toți copiii care au fost aduși înaintea Ta, Doamne. Și de aceea eu în dimineața aceasta o țin, Doamne, înaintea Ta, Doamne, înaintea prezenței Tale pe Elizabeth, Doamne. Și știu că binecuvântarea Ta este mare peste ea, Dumnezeule slavei. Doamne, Dumnezeule, te rog să o binecuvântezi cu viața veșnică, Doamne. Te rog să o binecuvântezi, Doamne, cu sănătate, Doamne. Binecuvântează-o cu somn, cu liniște, cu pacea Ta, Doamne. Te rog, Doamne, să o binecuvântezi financiar în viața ei, să nu ducă lipsă din nimica, Doamne, și să aibă din belșug să mai dea și la alții, Doamne. Doamne, când va veni timpul căsătoriei, te rog să o binecuvântezi cu un soț care să o iubească pe ea și pe Tine, Doamne, și împreună să te slujească pe Tine și să fie cu adevărat copii ai Tăi, Doamne, Dumnezeule slavei. Doamne, Dumnezeule slavei, te rog, Doamne, Dumnezeule, dacă o ai în plan, Doamne, folosește-te de ea, Doamne, și fă să fie o lucrătoare pentru Tine, Doamne, să lucreze pentru Tine, Doamne, și să fie o bucurie, Doamne, pentru părinți, Doamne, să fie o bucurie pentru biserică, Doamne, și slava Ta, Doamne, să fie
prin ea proslăvită, Doamne, Dumnezeule slavei, aleluia, glorie ție, Dumnezeule slavei, Doamne, știu că Tu, Doamne, privești în clipa aceasta, știu că Tu asculți rugăciunea în clipa aceasta, Doamne, Dumnezeule, în clipa aceasta, Doamne, mă rog, Doamne, și pentru tatei, pentru Alin, Doamne, Doamne, Te rog să-L binecuvântezi, Doamne, binecuvântă lucrare care a început-o, lucrarea spirituală, lucrare de fiecare zi, Doamne, să binecuvântezi mâinile Lui, Doamne, peste orice lucru va pune El să fie binecuvântat de Tine, Doamne, Doamne, să fie belșug de în casa lor, Doamne, belșug de pâine, belșug de financiar, Doamne, Dumnezeule, Doamne, ca să nu ducă lipsă de nimica, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mama ei, Lidia, ai fost la naștere cu ea, Doamne, a trecut, dar Tu ai fost cu ei, Doamne, și sunt biruitor, Doamne, locul acesta, sunt în clipa aceasta și pot să mărturisească căci Tu ești Dumnezeu care ocrotești și păzești, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că asculți rugăciunea aceasta, Doamne. Doamne, Dumnezeule slavei, binecuvântarea Ta să fie tot timpul peste ea, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru dimineața aceasta, Doamne. Doamne, mă rog și pentru frații ei care sunt lângă ea aici, Doamne. Te rog să le binecuvântezi și pe ei, Doamne. Să fie, Doamne, niște copii ai Tăi, Doamne. Scrie-le în cartea vieții, Doamne, Dumnezeule, să fie slujitorii Tăi, Doamne, să slujească Ție, să fie copiii Tăi, Doamne. Scrie-le, Doamne, Dumnezeu, în cartea mântuirii, Doamne, Dumnezeule, ca toată familia lor, Doamne, când vei striga, Doamne, la trâmbiță, Doamne, să fie toți acolo, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, că vei fi cu familia aceasta, le vei păzi, le vei ocroti și vei, binecuvântarea Ta va fi peste ei. Îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat această rugăciune, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, îți mulțumesc că ai primit-o, fi binecuvântat în veci. Amin. Rămânem ridicați pe picioare, lăudăm pe Domnul cu o cântare și la temerea cântării invit pe unul din bunici, fratele Teofil Culda, să rostească rugăciunea de încheiere. Dumnezeule, îți mulțumim pentru această zi minunată pe care ai hărăzit-o să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru sărbătoarea din ziua de astăzi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și te rog să binecuvintezi pe cei trei micuți care au fost aduși la binecuvântare. Lasă binecuvântarea Ta cerească și dumnezeiască peste ei. Dă-le, Doamne Dumnezeule, multă sănătate. Dă-le, Doamne Dumnezeule, multe binecuvântări în viață. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvintezi părinților. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne binecuvintezi pe toți în toate. Binecuvintează familiile, Dumnezeule, din care vin ei. Binecuvintează bunicii, binecuvintează străbunicii, dacă sunt. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne binecuvintezi în continuare în ziua aceasta, să fii cu noi la despărțire din locul acesta și Tu să ne binecuvintezi cu binecuvântările cerești și pământești până în veci. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Mulțumim Domnului pentru
sărbătoarea din dimineața aceasta nu este o mai mare bucurie, binecuvântare, investiție decât să-ți încredințezi copiii în mâna lui Dumnezeu. Amin? Dragii mei, mulțumim tuturor musafirilor care ați fost cu noi, cei din California, de peste tot, care ați fost cu noi, bineînțeles, de seară. Avem serviciu de botez care începe la ora 5 și după masă. Deci, de seară la ora 5 avem serviciu de botez în care se vor boteza, vor încheia legământ cu Domnul patru suflete și ne bucurăm pentru ei și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Gelu, îți mulțumesc că ai predicat acasă iară. Îți mulțumesc că ai fost cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, după serviciu o să avem o mică gustare, aș vrea să rămâneți toți cei care puteți să rămâneți, vă invităm să rămâneți, să avem părtășie mai departe și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă mai invit odată să ne ridicăm, nu pentru alta, dar vreau să mă rog pentru mâncarea care o să o avem. Vă invit și după aia biserica este liberă, ne rugăm și după aia biserica este liberă. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru toți frații, surorile din dimineața aceasta. Îți mulțumesc pentru mâncarea și masa de dragoste care o să avem aici, pentru părtășie. Te rog să binecuvintezi aceste bucate, să binecuvintezi această hrană și, Doamne, pentru ea îți mulțumim și o luăm cu mulțumire în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, ne vedem de seară cu ajutorul Domnului. Până atunci, fiți binecuvântați de Domnul.